Procedura mult prea greoaie îi ține fără pod pe localnicii din Turcinești. Mai este puțin de așteptat până să înceapă lucrările. În data de 13 iunie am primit întreaga documentație de lucrări economică, documentație de abertură, importantă. Suntem în procedură, sper că dacă nu vor fi incidente procedurale, adică contestații sau alte lucruri de asemenea fel, ca săptămâna viitoare, în jur de 30 iunie, eu spun, să dăm ordinul de începere a lucrărilor. MAPN vrea o lucrare provizorie. Puntea ar putea fi folosită inclusiv pentru traficul rutier. Problema este, potrivit prefectului de Gorj, lipsa banilor. Este vorba mai exact despre o punte mobilă, un pod mobil de pontoane, care ar putea să asigure atât traficul pietonal cât și cel rutier. Din nefericire, vorbim despre o investiție care se ridică la costuri substanțiale. Tocmai de aceea vrem să identificăm sursele de finanțare care ar putea să asigure realizarea acestui proiect. Podul de la Turcinești stă închis de mai bine de 2 luni după ce s-a lăsat câțiva metri în ziua de Paști.